Ne pregătim de un joc extrem de important pentru juniorii Under 17 ai Farului. Este semifinala tur a Ligii Elitelor Under 17, ce opune formațiile Farul Constanța și Universitatea Craiova. Un prim atac al echipei oaspete cu o pasă în centru foarte bună. Mai departe, pe partea stângă, șansă de gol pentru oaspeți și intervine excelent portarul Valentin Frățilă. Cu echipierii săi se descurcă foarte bine Dragoș Râpeanu, capitanul Farului, care îl lansează pe Cristi Sima. Cristi Sima și este gol Farul! Minutul 10, 1-0! Excelent, s-au descurcat jucătorii lui Dan Ochia. Vine urcarea lui Dan Nechifor. Nechifor la 25 de metri, șut în forță, puțin peste. Așteaptă Ianis Podolanu, a primit balonul. Greșește Podolanu pasa și să urmărim această acțiune craioveană. Reluare slabă însă a lui Luță și reține Frățilă. Acum pe partea stângă Florin Bușa, 1-2 spectaculos, Rareș Munteanu și se acordă lovitură de la 11 metri pentru echipa craioveană la această intervenție a lui Rareș Munteanu în duelul cu Florin Bușa. Cosmin Stana, în fața sa este Frățilă. Stana se îndreaptă spre balon, ghicește Frățilă colțul, dar Stana înscrie și scorul devine Farul Universitatea Craiova 1-1. Ricardo Căldăraru avansează, fundașul formației noastre. Căldăraru, centrare înaltă, primul la balon, Cristi Sima în fața golului și este gol Farul! 2-1 pentru echipa noastră, autor același, Cristi Sima! Iată o urcare spre terenul constanțean al lui Stana. Stana îl evită acolo pe Căldăraru, combină mai apoi cu Chifa, care izbește bara transversală. Faza continuă, nu s-a fluierat obstrucție. Și acum Andreas Birbic, putem porni pe contraatac. Birbic îl depășește elegant pe Vozaru. Birbic, pasă foarte bună pentru Cristi Sima. Cristi Sima încearcă o acțiune de unul singur. Șut Cristi Sima și gol Farul! Minutul 56, 3-1 pentru echipa noastră, triplă reușită de Cristi Sima și formația constanțeană ia un avantaj important în acest duel. Pressing al mijlocașului Universității Craiova, vine degajarea lui Frățilă până la Munteanu, excelentă devierea până la Sima. Sima în adâncime pentru Pătru, urcă în ofensivă Munteanu, Pătru se descurcă foarte bine în fața lui Vozaru, pasă senzațională pe 6 metri, dar Păun nu reușește să finalizeze. Reușim să respingem în prima fază, dar recuperează imediat balonul Pancu. Pasă în careu, Chifa pătrunde, Petculescu, șut deviat și lovitură de la colțul terenului. Pătru era în apropierea careului, se retrăsese la cornerul precedent, însă din nou craiovenii în atac prin Ciolacu. Ciolacu intră în careu, pasă acolo și șut din întoarcere, din nou șansă pentru echipa noastră. Acum mingea pe partea dreaptă, Petculescu. Încă o centrare, reluare cu capul, bară transversală, Frățilă iese în fața lui Ciolacu, dar atacantul craiovean finalizează și reduce din diferență Farul Universitatea Craiova, 3-2 din minutul 87. Se aude fluierul lui Mihai Mutan, execută Sima pe jos la colțul lung, reține însă Vancea. Primește în jumătate de teren constanțeană Stana, balon aruncat în ofensivă, iată-l pe Chifa față în față cu Frățilă și bară! Fluier final, Farul învinge pe Universitatea Craiova cu 3-2 în manșa tura semifinalei Ligii Elitelor Under 17. Un joc extrem de spectaculos.